rezistență. Și garantăm, eu garantez, pentru că eu mă bazez 100% pe Dumnezeu, respectiv pe ceea ce spune cuvântul Său, așa că eu garantez 100% ca un reprezentant al lui Dumnezeu în societatea noastră, că dacă cineva se constituie ca familie după rânduiala lui Dumnezeu și funcționează după această rânduială, are garanția, atenție, nu speranța, are garanția că familia lui va rezista până la capăt. Dumnezeu nu eșuiază. Dumnezeu nu greșește. În tot ce El face, El are succes. Noi cei de la această masă vă dorim să aveți o casă nu din reghips, nu din lut, ci din cărămidă, să reziste, să fie solidă, să vă fie loc iubit, loc în care fericiți să fiți și să creșteți mulți copii și copiii mulți fiind, dragă Sara, timp n-a fi nici de shopping, nici de fitness, fiindcă banii n-or ajunge. De rochițe, de parfum, ce-ai să iei? Cu un pic de pătrunjel când auzisem un clopoțel. Copiii au nevoie de Pampers ca poezia de un advers. Te-a scoate la shopping, dar mai degrabă la jogging. Hai să construim o casă din care mine că trebuie să fie și solid. Mereu shopping cumpărând paste cu un topic de pătrunjel. Pastele făcute de noi simt ca o cărămidă în gură, de-abia o poți mânca.
Pampersul de la bebe schimbă mirele scump, dar asta nu-i nimic. Dacă câștigăm la loto, iau la urmă. Să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască.